Stimați studenți, stimați masteranzi, aș vrea să vorbesc foarte scurt, foarte succint despre femeile membre ale Sfatului Țării, deputate în Sfatul Țării. O eu la plural, plural, pentru că așa persiste această opinie greșită, cum că în cadrul Sfatului Țării, acest parlament al Basarabiei de atunci, a fost o singură femeie. Iată, eu citesc. M-am pregătit și am scos de pe internet, acolo unde este scris despre Elena Alistar. Și este scris așa, citez. Elena Alistar a fost aleasă deputat, este singura femeie deputat cunoscută astăzi care a luat parte activ la evenimentele politice ce au condus Basarabia către unirea cu România. La data de 27 martie 1918 a votat unirea Basarabiei cu România. Deci aici când e vorba de singura femeie deputat, nu este adevărat. Pentru că atunci când s-a constituit Sfatul Țării, deputații în Sfatul Țării au fost delegați de diferite organizații politice, organizații sociale, sindicate și așa mai departe. Și iată că a mai fost o femeie care este mai puțin cunoscută sau deloc cunoscută. Este vorba de Nadejda Greenfield, care de origine era evreică și a fost propusă ca deputat în Sfatul Țării din partea Partidului Social-Democrat Muncitoresc. A avut mandat de pe data de 21 noiembrie până pe data de 29 decembrie 1917. A fost membru a Bundului. După care tot Bundul, asta a fost organizația evreilor care pleda pentru o autonomie culturală a evreilor și ea a fost trimisă în acest partid, care s-a numit Partid Social-Democrat Muncitoresc și a activat aici, în Basarabia. Greenfield a vorbit în ședința plenară, chiar în prima ședință plenară și a pledat pentru cauza revoluționarilor. Ea a fost revoluționară. Atunci când bolșevicii au venit la putere în noiembrie 1917, a fost împotriva și nu a recunoscut puciul bolșevicilor de la Petrograd. Iar așa s-a întâmplat cu cât mai mult membrii Sfatului Țării de aici, din Chișinău, se apropiau de România, împărtășeau tot mai mult și mai mult valori românești, ea devenea tot mai critică și până în sfârșit, la 29 decembrie 1917, a protestat și a ieșit din Sfatul Țării, fiind împotriva unirii, unirea va avea loc mai târziu, dar împotriva Sfatului Țării, care lua atitudini tot mai independente. Iar în ceea ce privește Elena Alistar, într-adevăr, ea a fost singura femeie care a votat unirea. Asta este adevărat. Născută la 1 iunie 1873 la Vaisal, în sudul Basarabiei, atunci era județul Ismail. A fost medic de specialitate. Ea a făcut așa, mișcare revoluționară în sudul Basarabiei, a fost și arestată, pe urmă, după arestare și eliberare, a plecat în România. Acolo a făcut facultatea, la Iași a plecat, între 1909-1916 a urmat facultatea de medicină a Universității de la Iași. Și când a început război, scuzați, când a intrat România în război în 1916, a fost mobilizat în armată ca medic militar. Când aici, în Basarabia, au început evenimentele de eliberare națională, aceste evenimente revoluționare, ea a revenit, s-a implicat foarte activ în viața politică, a fost aleasă în Sfatul Țării, despre asta am mai vorbit, și, într-adevăr, ea a luat cuvânt la prima ședință a Sfatului Țării, a vorbit despre necesitatea emancipării românilor din Basarabia față de Imperiul Țarist, a fost președinte al Partidului Poporului, legată de Mareșalul Averescu, care tot din sud, erau sudiști din Basarabia, original de asemenea din Ismail. Pe urmă, ea a lucrat medic la spitalul din Costiujeni de aici, de sub suburbia Chișinăului.
În 1927 a fondat Gruparea Femeilor Române. A avut activități destul de fructuoase în domeniul acesta, în domeniul medicinii. Pe data de 28 iunie 1940 s-a refugiat în România. După o vreme a fost la Iași, pe urmă a fost arestată și în orice caz în România de asemenea nu a avut, sub regim comunist al vederii, nu a avut o viață foarte fericită. A murit în 1955 și este îngropat în cimitirul Belu din București. Legat de numele Elenei Alistare, sunt foarte multe studii. Ea place istoricilor din Republica Moldova, istorici femei de aici, de la noi. Ea merită această cinste de a fi cercetată, studiată, adusă ca exemplu pentru oamenii politici de atunci, dar pentru tinerii de astăzi, pentru oamenii politici de astăzi. Așa că ea în galeria oamenilor politici unioniști de atunci, în 1918, are un loc deosebit. Are un loc deosebit pentru curajul de care a dat dovadă, a fost și revoluționară. Am redactat o bibliografie a Centenarul Unirii, am trecut-o la militari, pentru că ea a fost pe front, ea a fost o femeie curajoasă. Sanitarii de pe frontă se expuneau la aceleași primejdii ca și militari, ca și ostașii care erau în tranșee, poate chiar și mai mult. De aceea, locul ei este, în primul rând, ca ostaș militar, ca medic care a salvat vieți omenești pe cei răniți, cei care aveau nevoie, cei bolnavi, și, în al doilea rând, ca personalitate care a contribuit la unirea Basarabiei cu România și după asta vedeți că după război și în Basarabia ca și în alte țări erau fel de fel de boli, în special tifosul exantematic, erau fel de fel de epidemii și atunci ea s-a implicat foarte activ în combaterea acestor epidemii. Este un model de jertfă pentru cauza sănătății oamenilor. De ce ea rămâne o personalitate pozitivă în istoriografia noastră?